Bună ziua, bun găsit între prieteni! Știați că iertare vine de la latinescul libertare și reprezintă o cale către eliberare? Nu e deloc departe de adevăr dacă este să ne gândim ce sentiment de ușurare îți poate aduce iertarea. Și totuși nu e deloc ușor să facem asta, dar putem învăța. Povestim despre această temă importantă în viața fiecăruia cu Dimitri Apuchiu, specialist și formator în informație energetică. Bine te-a găsit, Dimitri, și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Bine v-am regăsit pe toți! Este cazul să abordăm această temă, mai ales că, uite, am fost și în preajma Sfintelor Sărbători de Paști, suntem în săptămâna luminată, așa că e ne mai luminăm să un pic. Ne mai uităm așa în viața noastră, să vedem pe acolo, pe unde mai mocnesc conflicte, ce mai avem de împărțit cu alții, nu? Da, într-adevăr, foarte frumoasă introducerea ta. Într-adevăr, a ierta înseamnă a te elibera, a dezlega, a te dezlega, pentru că este în dublu sens. Practic, în momentul în care tu ierți, ierți și le liberezi pe cel din fața ta, cel care ți-a greșit, cel care te-a rănit, care ți-a adus mari prejudicii, să zicem așa, indiferent de intensitatea actului său. Dar în primul rând te eliberezi pe tine de o presiune, de o tensiune, de un conflict interior. Gândește-te că tu atunci când ești supărat pe cineva, ai în tine un tip de energie, vibrația ta scade, ești pe frecvențe joase, pentru că ce nutrești tu? Dorința de răzbunare, de revanșă, tristețea, amărăciunea, depinde de la un caz la altul. Te gândești uneori chiar și când spui tu că ești așa în aliniere cu conștiința ta, lasă că există justiție divină. Și acolo, da, să știi că e o umbră acolo, te macină ceva. Încă nici acolo nu este o iertare sau o vindecare 100%. Pentru că tot undeva în spate nutrește dorința de a-ți lua revanșa. Să-l vezi și pe ăla în situația în care ai fost tu, știi? Da. E, la un moment dat ne izbim de, în relațiile interumane, de astfel de situații. Fie că le generăm, fie că le considerăm responsabili, fie că nu. De multe ori, sentimentul acesta de vinovăție, că nu am putut ierta, că eu am cerut acea agresiune, da? Poate să devină, cum să spun, chiar mult mai periculoasă de multe ori decât rana care ți-o produce o terță persoană. De multe ori, când ne punem noi cenușe în cap și începem să ne lamentăm și să considerăm că de ce suntem noi oropsiți, devenim și mai oropsiți prin gândurile și trăirile noastre, atunci ne scufundăm adânc într-o zonă a disperării. De asta iertarea este eliberatoare. Într-adevăr, are legătură cu libertatea și cu un pas făcut spre vindecare. Vindecare atât a minții, a sufletului, a emoțiilor tale, cât și a trupului. Pentru că o vibrație joasă, frecvențe care sunt în această gamă, produc breșe în structura ta energetică, ducând mai departe la dezechilibre de ordin fizic. Și ne mirăm de ce ne îmbolnăvim, spunem noi, din senin. Nimic nu se întâmplă din senin, nimic nu este întâmplător. Undeva a fost ceva defectuos sau într-o zonă de dezechilibru. Dar vezi, omul evoluează căutând mereu această, balansând între aceste polarități ale binelui și a răului, între stările de fericire, bucurie, dar și de tristețe. Și atunci tu trebuie să găsești varianta în care aduci pace, echilibru în ființa ta. Cum? Și prin iertare. Întâlnim, de exemplu, conflicte la orice pas, în toate tipurile de relații. Că vorbim de conflicte în sânul familiei, între cupluri, între colegi la servici. Că întâlnim vanități și invidii, da? Care produc răni, da? Și din punct de vedere profesional, dar și, să zicem, social, între vecine, da? Da. Mai ales femeile sunt aici foarte active în zona asta. Bărbații au alt mod de a se certa și de a rezolva conflictele. De obicei femeile sunt mai aprinse, ca să zic așa. Da, dar să te ferească Dumnezeu și de un conflict al bărbaților, pentru că am întâlnit și astfel de situații. Sunt mai explozive așa. Da, da. Iarăși să nu uităm și de copii. Da. Sfatul meu este ca toți cei care aveți copii în preajmă, că sunteți părinți, bunici, că sunteți mătuși, unchi,
nu lăsați să treacă o seară fără a vă împăca. Deci nu așteptați un timp îndelungat spre a vă ierta și a aduce pace și armonie în suflet celul acela mic de copil. Cu toții am trecut prin acele vârste. Copiii sunt ființe gigașe, inocente. Ei de multe ori fac posne, în primul rând din necunoaștere. Din explorare. Din explorare. Da. Am văzut atâtea cazuri în care adulții se tratează pe, ei, da, pe copii ca și cum ar fi un adult, ca și cum el ar fi făcut un act conștient, intenționat. Un copil traumatizat astfel, rămânând cu un sentiment de vinovăție, sau mai sunt părinți sau diverse persoane care păstrează supărarea zile în șir, produc leziuni în structura aceluia și copilul la un moment dat nu se mai dezvoltă armonios, pentru că nici nu îi se explică de multe ori cum ar trebui să procedeze, cum să îndrepte greșeala respectivă. Și atunci el, ca adult, pe măsură ce se dezvoltă, este un pic debusolat. Nu prea știe, nu are sistemele acestea de orientare. Măi, până la urmă, cât de grav a fost, nu știu, că am răsturnat o cană de pe masă, sau că am vorbit urât, sau că am ripostat. Deci nu mai are aprecierea asta, pentru că el consideră că totul este o mare dramă. Da. Și devin prăpăstioși, mai departe, anxioși, le este frică poate să-și niște trăiască sentimente acolo de vinovăție. Da, uită să-și trăiască viața crezând că, domne, uite, dacă greșesc, știi? De asta eu sfătuiesc pe cei maturi, când au copii în preajmă, să le explice. Pentru că dacă tot vrei să-l tratezi ca pe un adult și să-i conferi educație acei 7 ani de acasă, nu prin pedeapsă și prin bici, nu prin vorbe răstite sau ton ridicat, tu poți să adopți un ton grav pentru a-l conștientiza și verbal asupra gravității situației, că nu este chiar în regulă ceea ce face, dar în același timp să-i dai și argumente logice. Copilul trebuie educat explicându-i de ce a greșit sau nu este bine să procedeze în acel mod. Și atunci, cu siguranță, va fi o lecție însușită. Pe când, dacă rămâi supărat, da? Și spun, nu te iert, da? Lucrul ăsta poate să răsune și depinde și de materialul copilului, să zic așa, de structura lui psihoemoțională. Sunt unii mai puternici, alții mai sensibili. Mai sensibili. Da. E, pe aceea sensibil îi marchezi. Îi marchezi puternic. Da. Alții pot să treacă mai ușor. E, asta e. Da. O luăm în joacă, da, știi? E, dar contează foarte mult și asta am învățat chiar de la o participantă într-una din călătoriile inițiatice. Eram în Bucești și mi-aduc și acum aminte. Și îmi spunea din experiența ei de viață și îmi povestea că ea niciodată cu copilul ei, care acum are 20 și 30 de ani aproape, nu dormea fără să se împace. Îi spunea atunci ce avea, ce avea de zis pe of, da? Da? Zice, poate sunt eu mai vulcanică, știi? Dar nu mă lăsa conștiința și inima să-l văd că stă așa bosunflat și resemnat în colț, retras. Și mă duceam la el mereu și aveam grijă cât se poate de repede, cât mai repede reușeam eu să mă calmez, da? Să mă stăpânesc, să mă duc să-l îmbrățișez, să-i spun, te-am iertat, am înțeles, ai greșit, nu este nicio problemă, data viitoare vei fi mult mai atent când vei face. Vezi cât de mult contează cum se pun bazele educației de la vârste fragede, cum se comportă adulții din familiile noastre cu noi, ca noi mai departe să știm ce fel de model adoptăm. Deja vii cu un alt, cu altă abordare. O altă abordare, exact. Nu mai trebuie să repeți greșelile părinților. Cinste celor care sunt autodidacți și care, chiar dacă au trăit, să zicem, în familii violente, cu violențe verbale, fizice și așa mai departe, ei reușesc să se modeleze, să se automodeleze astfel încât să nu devină din victime agresori la rândul lor. Să nu ducă mai departe, să zicem, această tradiție nefastă, știi? Da. Și atunci acest model se întrerupe. Tu prin iertare rupi un lanț. Un lanț care transcede de la o generație la alta. Nemai punând, pe de o parte, un model de comportament, odată, psihic vorbind sau psihoemoțional, dar în același timp și din punct de vedere energetic și spiritual,
nu mai rămâne acolo o gaură neagră, în o pată, în adâncul structurii respective. Dar îți trebuie, da, o mare putere, de exemplu, pentru că au fost cazuri, da, uite, părinți care își abuzau copiii, să zicem așa, dar în cazuri de violență domestică, și copiii care au crescut și totuși au iertat părinții. Adică îți trebuie o mare, mare putere să treci peste toate acele lucruri care ți s-au întâmplat și să treci peste toate amintirile și traumele suferite și cumva să iubești, să-i accepti pe părinții tăi așa cum sunt, că ei ți-au dat viață și să înțelegi că atât au putut ei să facă în momentul respectiv, că aveau și ei niște traume la rândul lor și aveau acolo un bagaj greu de dus. Adică mi se pare extraordinar să faci lucrul acesta. Și este totuși nu se întâmplă atât de des, da? Pentru că vedem în jurul nostru mame cu fiice care nu-și vorbesc, frați care se iau de la nu știu ce lucru material și nu-și vorbesc ani în șir. Adică ce-ți trebuie acolo? De unde scapeți puterea asta ca să poți să treci peste orice s-ar fi întâmplat acolo între voi? În primul rând, maturitate spirituală. Pentru că analizându-te pe tine, punându-te pe tine în situația persoanei care, să zicem, te-a vătămat, te-a rănit, încercând să fii în contextul ei de viață, ai o primă șansă să vezi, să schimbi un pic viziunea, perspectiva din care analizezi situația. Și o să fie un pic mai ușor pentru tine, pentru a înțelege, domne, în ce context au trăit acei părinți care au devenit violenți, da? În ce educație au primit ei? Iarăși, a accepta un nivel de cunoaștere, un nivel de educație al celor din jurul nostru, reprezintă un mare pas în procesul acesta de socializare, dar și de iertare, de vindecare. Nu suntem toți la fel. Poate de multe ori când, fără să vrem, devenim critici, da? Și judecăm foarte aspru, considerând că, uite, eu n-aș face asta niciodată, sau e ceva de condamnat. Ia să vedeți, să fiți foarte atenți. De câte ori ați spus, eu n-am să fac asta niciodată, și când v-a scăpat acea acțiune, vorbă sau gând, și va ați veni un moment din ăla de cutremur, da, interior, da, în care, opa, stai un pic, eu ăla care le știu pe toate, care mă consider superior tuturor, chiar și eu sunt om și am experimentat aceeași faptă. Mai bine nu mai zici asta, mai bine îți vezi de treaba ta. Mai bine trebuie să înțelegi, da, că nu a judeca, ci de a observa este cu totul altceva. Deci, în primul rând, să fii un observator, să fii un observator neutru. Practic, momentul acela tu nu mai tinzi să fii critic, să observi. Dom'le, care au fost situațiile respective care au generat acel conflict? Poate și eu am gramul meu, să zic așa, dacă eram un pic mai înțelept, dacă știam cum să pun problema, poate dacă nu ridicam tonul, nu escalada, știu eu ce scandal, da, care, da, mai ulterior a dus la lucruri mult mai urâte. Da? Deci contează foarte mult gradul tău de maturitate, pentru că doar un om matur, din punct de vedere spiritual pot să spun, nu contează religiile, adică aș, da, vrea să înțelegeți, da, da, nu contează, da, câte cursuri de dezvoltare personale ai, cât ai mers la biserică, câte acatiste ai dat, cât ai ploconit, nu asta e important. Vine de undeva din interiorul structurii tale, din codul tău moral, de om, de ființă om, din verticalitatea ta, capabilitatea de a ierta și de a înțelege. Înțelegând că nu toți sunt asemenție, da? Înțelegând că sunt și oameni de genul acesta, care au o cultură mai precară, să zicem așa, mai, poate n-au primit educația necesară, cei 7 ani de acasă, n-a fost cineva care să-i educe, să înțeleagă ce înseamnă iubirea, compasiunea, n-au trăit într-un mediu blând, să zic așa, și frumos, de dezvoltare armonioasă, da, da. Îi înțelegi altfel, nu mai devii atât de critic. Dar iar sunt, zi-mi dacă sunt anumite etape sau trepte pe care le putem parcurge până reușim să iertăm cu adevărat, nu cu jumătate de măsură. Și ai spus tu, Adina, ori e foarte important că trebuie să fii un observator. Asta înseamnă că tu trebuie să te detașezi, nu? Da, contează foarte mult acest proces de detașare. Adică să fii a treia persoană, ca și cum tu asiști la cel planezi, meci. Așa ești, da, undeva deasupra, nu? Observi, da, dialogurile, da, și privești ca și cum ai fi străin de emoțiile celor doi, inclusiv unul din cei doi fiind tu. Da. Da? Depășind această zonă de emoție. Eu nu merg pe ideea de a-ți nega trăirile interioare. Este normal că în momentul în care ești rănit,
tendința e să te consumi. Consumi acea durere, suferință într-o anumită proporție, dar nu rămâne acolo. Uh-huh. Înțelege că este uman, da, când tu din senin să fii rănit, fără să fii pricinuit cuiva ceva, pare așa, picat din cer, știi? Te năucește. În prima fază există acea senzație de revoltă, durere, tristețe. Și neputință. Okay. Că... Și neputință, că da. Băi, dar n-am înțeles cu ce am greșit sau da. Ce am făcut. Da. Da? E, în momentul ăla, lași emoțiile acelea să se elibereze, dar încercând să nu le elibereze asupra persoanei respective, pentru că atunci tu cobori la nivelul său vibrațional și începe un meci interminabil, tu spui una, ăla spune încă două, tu mai spui patru și uite așa. Și practic nu ajungi la niciun rezultat, ci pur și simplu încerci să respiri adânc. Nu merg măcar până la cinci. Și începi să numeri chiar mental, da. În gândul tău, să te calmezi. Uhum. Înainte de a mai rosti ceva sau de a emite sau de a acționa într-un fel, calmându-te așa prin respirație, la un moment dat o să observi chiar că apare liniștea. Ușor nervii nu mai clocotesc, te calmezi și poți să ajungi în acel punct de observator. Mă, stai un pic, până la urmă, noi de ce ne-am certat? Este pueril, da? Iarăși ideea aceasta că unora nu le place de tine. Pur și simplu, nu e obligatoriu da, să fii pe placul să tuturor. Toată lumea, da, de exemplu, asta se întâlnește în cazul familiilor la început de drum, da. Când soacra are nu-l ceva place cu pe nora ginere sau invers sau da. Exact, cu ginerele și așa mai departe. Băi, nu-mi place, băi, dar stai tu cu el în casă, până la urmă dacă cei doi se întâlnesc, dacă ei au de învățat anumite experiențe, oricât ar încerca un părinte să șocrotească copilul și în acea situație. Până el nu trece și experimentează acea situație, n-are cum. Deci poți să-i aduci tu 10.000 de argumente că nu e potrivită persoana X pentru cutare, că uite cum face, uite cum... Da, poți să-i atragi atenția, dar stop, oprește-te, pentru că trebuie să fie și experiența de viață. Nu poți să trăiești în locul copilului tău sau nu poți să trăiești viața prin prisma experiențelor tale considerând ce este bine pentru tine. Păi este un alt caracter. E o altă personalitate copilul tău, este cu tot o altă ființă, un suflet... Alt om. Alt om, exact, da. A venit da. Cu altceva. El nu ești tu. Da? Și da? Nu trebuie acum să te superi, iarăși așa, dacă pornești, știi, ca... Da, da, e ca la biliar. Domino sau da. Da, ca la da. Domino. Da. Mă supăr pe gine, mă supăr și pe fiica mea, că da. Stai un pic, că da. Și asta este fraieră, că cum stă cu ăsta exact. Și așa mai departe, da. Știi? Deci, dar poate ei sunt împreună că trebuie să învețe fiecare câte o lecție de viață, că nu degeaba s-au întâlnit și sunt împreună. Dar știi cum e? Că da. Ei merg pe legea rezonanței. Noi da. Nu întâlnim da. Întâmplător exact. Și nu creăm familii chiar la modul da. Întâmplător. Da. E o legătură acolo poate la inconștient. Poate ție din exterior oricum. Ți se pare că este da. O relație toxică, că este tu sea cu junghiu. Măi, și încerci tu să-i calmezi, să-i schimbi, nu poți să-i schimbi. Exact ca și procesul de iertare. Procesul de iertare nu neapărat că se învață, vine de undeva din conștientizarea ta. Până tu nu ai trecut de toate aceste etape, bun, ți-ai consumat supărarea, tragi aer puternic în piept, numeri până la 5, până la 10, până la cât consideri tu că ești că în zona de calm, da? Da. După care analizezi la rece situația, dincolo de emoție. Și să-ți dai seama, mă, până la urmă a avut dreptate, poate chiar am provocat și eu, poate a fost sau nu a fost poate nu e obligatoriu obosit, poate, să da. Fi generat tu între conflictul, da. Adică nici să exagerăm acum, să ne asumăm ceea ce nu ne aparține. Iarăși contează foarte mult în procesul acesta de iertare să nu uităm, adică, în ce sens? Bun, iert. Am înțeles nivelul respectiv, dar nu mai repet aceeași greșeală, adică dacă consider că am întâlnit o persoană conflictuală, m-a rănit odată. A doua oară sunt mult mai atent. Să mai atent, da. Bă, pot să mai ies la o cafea, pot să zic, da, te-am iertat, am depășit faza aia, am înțeles, ai, nu contează motivul, da? Pot să mai socializez, dar devin mult mai precaut. Ar fi foarte bine ca într-o astfel de situație tu să nu uiți. Pentru că, știi cum e, uneori se întâmplă un lucru... cum se spune, blana lucrurilor se mai schimbă, dar năravul bar, da, știi? Da. Urciorul merge de prea multe ori la apă, știi? Da, exact. Și atunci este firesc, este un instinct de conservare firesc. Iarăși contează foarte mult în procesul de iertare, că noi tot timpul, să nu-și imagineze cineva că n-a rămit vreodată. Sau, da. Da, sau să nu fi fost în poziția celui care trebuie să fie iertat. Da. Dar mie mi se pare oricum că timpul e cam așa și că ți-aplanează
din trăiri. Pentru că dacă stai acum să te gândești acum câțiva ani, nu știu ce conflict ai avut tu cu acum cine râzi. Și așa, acum zici, bă, ți se pare, mă, era. Și am stat și m-am luptat atâta că, pentru ca ce? Să ce, știi? Exact. Asta mi se pare, că trebuie să te așezi un pic, să stai un pic, să ai nevoie judeci. Și de un anumit timp. Da. Dar contează foarte mult în momentul în care, să zicem, acum tu ești cel care ai omis-o. Da. Ai comis ceva. Da. Da? Să îți ceri iertare, să-ți asumi. Pentru că actul de asumare a responsabilității asupra gândurilor, acțiunilor tale, chiar și atunci când nu îți aduc cinste sau nu te onorează, să lași la o parte orgoliile și ego-ul și să recunoști. Ei, scuză-mă, într-adevăr, am greșit. Am ridicat tonul, poate știu, am fost violent fără să-mi dau seama. Gestul acesta ajută și înlesnește procesul de iertare. Și asta se întâmplă destul de des în familii, de obicei, da? Dar și între persoane străine, cum spuneam, dar mai ales în familii. Nu înseamnă, nu este un act de slăbiciune sau că ești luat de prost. Dacă ai gândești așa, încă nu ești copt, cum spuneam eu, din punct de vedere psihoemoțional și spiritual. Dacă tu îți imaginezi că, domne, a ține ură de a fi țâfnos și, cum spunem noi... De a te da cocoș. De a te da cocoș, da? Da? Reprezintă un gest de putere? Nu. Este un gest, din punctul meu, de slăbiciune. Am observat de multe ori că persoanele orgolioase au senzația o falsă și o iluzie că sunt puternice. Ce am făcut eu? Ce tare sunt! Da, uite, vezi, eu țin minte actul ăla și n-am să-l iert niciodată. Serios, nu-ți demonstrezi decât caracterul și ceea ce ești tu. Am întâlnit situații paradoxale, chiar și când încerci să faci bine, să te trezești că gestul tău nu este înțeles. Și atunci iarăși revii la a înțelege neputința celuilalt. Atâta poate el, da, n-ai, dar mulți cum se să supără aici. Ba da, mulți se supără și spun, dar nu mai bine venea eu de treaba mea și lăsa-mă în pace și nu-l ajuta. Dacă nu, e venea, o vorbă era așa mai bine, nu? Academică, da, cu facerea de bine. Exact. Dar nu mai, mai bine nu mă implicam, să-ți vezi, știi de, cum e. Să-ți vezi de treaba ta, da. Exact. Dar vezi tu, noi avem aspectul ăsta uman de trajdorea de compasiune. Sunt persoane care se simt salvatori din oficiu, da, da. Și atunci tu spui, mă, dacă mie mi-e bine, poate e bine și celuilalt. Uite, de multe ori se constată că ceea ce este bine pentru tine nu e obligatoriu să fie pentru bine și pentru celălalt. Pe de altă parte, experiența lui de viață, tu zici că vii să-i ușurezi, dar el trebuie să crească el personal pe picioarele lui, să crească vibrația sa, să ajungă la un anumit nivel de evoluție ca să înțeleagă. Prin urmare, dacă vii tu așa, servindu-i pe tavă soluția, el în primul rând nici nu o va aprecia, nici nu este pregătit. Nici nu o să integreze. Nu o să integreze, exact, da. Trece pe lângă el. Și mi s-a întâmplat asta relativ recent. De multe ori rămâneam așa surprinsă, cum încerc să explici, băi, da, există un mare beneficiu pentru tine. Și omul să zică nu. Și ajung la concluzia, tu ești nevoie să zici, bă, până la urmă își merită soarta. Și toată lumea se vaită că le merge rău. Dar când au posibilitatea să le meargă bine, refuză. Nu văd sau refuză, da. Exact. Da. Iarăși procesul de iertare, spuneam că are legătură cu vindecarea, pe de o parte, chiar și fizică, pentru că în momentul în care tu ești în armonie energetic, tu reușești să te echilibrezi, pe de altă parte are loc și cu dezlegarea. Câte suflete înainte de a trece în lumea de dincolo... Da, da, pe patul de moarte își cer iertare. Da, să știi că, uite, și tatăl meu, fiind preot, chiar într-un fel simțea sufletul său, și a cerut iertare și de la noi și de la copiii noștri. Da, copiii, da, de la, lui, știi? De la voi, da. Zice, vă rog să mă iertați dacă am greșit vreodată sau v-am supărat cu ceva. Procesul de iertare de este o dezlegare asta? Și de o eliberare, cum spuneai și tu. Da. Păi de unde vine? Păi în primul rând pleacă cu conștiința împăcată. Că noi, de fapt, conștiința noastră este cea care ne judecă și analizează ce este greșit și corect. Tu ești cel ce te analizezi mai departe în procesul de evoluție. Plus de asta, odată tu ce te-ai eliberat, tu nu mai porți patimă, nu mai ai acele pietre pe suflet, să zic așa, tu în momentul ăla ești liber să evoluezi. Și există acel miracol. Sunt două situații în cazurile de boli grave în care omul cerându-și iertare, recunoscând faptele sale, pe de o parte se eliberează și poate să se vindece, să genereze procesul de vindecare, sau
cel în care părăsește această lume, dar cu conștiința curată. Trecerea dincolo nu mai este atât de chinuitoare, nu mai este îngrozitoare. Iarăși încă un lucru important. Oamenii care au multe procese de conștiință, oamenii care știu că au fost agresivi, răi și au rămas acolo. Da. La un moment dat, când vine acel moment al trecerii dincolo, moartea le este reprezentată într-un fel. Pentru cei cu conștiința încărcată, vine ca o ființă hidoasă și prinde o formă energetică plasmatică oribilă și le este frică de moarte, iar cei care au plecat și care știu că este un proces firesc și că n-au nimic ce să reproșeze și că au făcut numai bine, ei pleacă și când vine acea moarte, va veni ca o frumoasă pasăre măiastră, ca un cal alb, ca un personaj pozitiv de lumină care însoțește în lumea de dincolo. Deci vezi cât de eliberatoare este iertarea. Iarăși contează foarte mult să ajungem, să nu facem ca în pilda aceea. Știi, era un bătrân, un bunic și spunea nepotului: uite, pentru fiecare faptă rea, eu am bătut în ușa asta cât un cui. Conștientizând nepotul, a început să facă mereu fapte bune. Și zice, bine, pentru fiecare faptă bună, acum eu scot un cui. Și la final zice, uite, bunicule, am reușit, nu mai este niciun cui. Zice, da, cuile nu mai sunt, dar găurile au rămas. Ei, să ajungi mai departe, iertarea ta, chiar să nu mai poartă pisma, să poți să treci dincolo și să o iei de la zero, să resetezi totul, să aibă loc acel proces de eliberare. Într-adevăr, iertarea este vindecare și dă dovadă de evoluție și îți deschide calea spre evoluție. Așa este, nu degeaba super. Spun că este important să ne aducem aminte ce suntem și cine suntem și astfel lumea este schimbată, universul pentru noi, realitatea pentru noi este schimbată. Chiar și prin acest proces atât de simplu de a-l înțelege ce înseamnă iubirea și iertarea. Da, trebuie făcută din inimă, într-adevăr, ca să se realizeze. Îți mulțumesc tare mult, Dimitria, pentru discuția. A fost minunat, ca de obicei, așa cum ne-ai învățat. Și de-abia aștept să ne revedem aici între prieteni. Abia aștept și eu. Mulțumesc. Reîntâlnirea.